TVR Cluj vă propune de la această oră, stimați telespectatori, meciul cu numărul 3 al finalei campionatului național de basket feminin, ediția 2016-2017. Așa cum desigur știți, în primele două partide la Sfântul Gheorghe, meciurile au fost câștigate pe rând de fiecare dintre echipe, așadar avem 1-1 la partide în această seară și sperăm să vedem un meci deosebit. Noi suntem Ovidiu Blac și Ionel Banu și încercăm să vă transmitem pulsul a ceea ce se întâmplă aici în sală. Este o atmosferă incredibilă în sala sporturilor Horia Demian. Bună ziua, stimați telespectatori! Așa cum spunea colegul meu de comentariu, în primul meci al acestei finale, Universitatea Cluj s-a impus pe terenul celor de la Sfântul Gheorghe cu scorul de 66-64, pentru ca în cea de-a doua partidă gazdele să câștige cu 72-66. Vă reamintesc că această finală se joacă după sistemul cel mai bun din 3 din 5, respectiv dacă una dintre echipe ajunge la 3 victorii, devine campioană națională. Există posibilitatea ca acest lucru să se întâmple chiar aici, în sala sportului Horia Demian, dacă elevele lui Dragan Petricevici reușesc să câștige cele două meciuri programate astăzi și mâine pe teren propriu. Aveți imagini din tabăra oaspeților de astăzi, iar acum imagini cu echipa Universității Cluj. Eu o să-l rog pe regizorul Răzvan Bădescu, regizorul nostru de transmisie, să ne prezinte echipele ca să putem să vi le aducem la cunoștință și dumneavoastră. Echipa ACSS FC SIG Sfântul Gheorghe, echipă condusă de către antrenorul Zoran Micheș, le are în componență pe Jeffrey Thompson, Kili, Taranek, Kokovai, Harris, Lazar, Marshall, Șăgog, Părău, Stoenescu și Huțanu. În dreptul echipei clujene le vedem pe Maxim Sfârlea, Dixon, Voica, Neagu, Irimia, Cutaș, Mandache, Harrison, Benson și Butulia. Butulia, o jucătoare din Serbia. Antrenor principal Dragan Petricevici, antrenor secunz Mirian Medved și Mihai Coldea. La centrul terenului puteți vedea pe cei care vor oficia, respectiv comisar din partea Federației Române de Basket, domnul Marius Marinescu, precum și antrenorii, arbitrii, vedeți pe Laurențiu Grigoraș din Buzău, pe Alin Faur din Timișoara și Șerban Rașoga din Ploiești. Puține secunde până la începerea acestui meci, stimați telespectatori. Este prezentă și o galerie de la Sfântul Gheorghe. Sunt probabil în jur de 150 de susținători ai echipei Sepsi. Pe partea cealaltă puteți să vedeți galeria clujană, în număr mai mare, evident. Noi sperăm să avem parte de o întâlnire de calitate, sperăm să vedem un basket foarte bun și să vi-l transmitem și dumneavoastră. Da. Iată și primul 5 de la Sepsi Sfântul Gheorghe, Jeffrey cu numărul 0, Thompson cu numărul 3, Marshall cu numărul 15, Șego cu numărul 20 și Anne-Marie Gödri Părău cu numărul 21. La Cluj 55 Butulia, 32 Denson, 25 Harrison, 11 Irimia. Și mai avem încă pe cineva. Găsit-o, este Andra Mandache. Nu-i vedeam numărul Andrei Mandache. Meciul a început cu minge câștigată din repunerea arbitrului de către echipa din Sfântul Gheorghe. Da, este Thompson. Scoate la linia aruncărilor de 3 puncte. Ratează acolo Jeffrey și recuperează Andra Mandache. Butulia acum la minge pentru Clujence. Butulia încearcă pătrunderea. Să vedem ce se va întâmpla. Pasă foarte bună pentru Mandache, dar Mandache ratează, recuperează tot ea și este un faul comis acolo de jucătoarea cu numărul 20, am văzut eu. Este vorba despre Sălișa Șăgob. Butulia. O pasă foarte bună pentru Gabriela Irimia, care ratează aruncarea și încă un atac al echipei din Sfântul Gheorghe. Iată primul coș al meciului reușit de Anne-Marie Părău.
Anne-Mari Părău, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din țara noastră, componentă a echipei naționale. O foarte bună pătrundere, a intrat acolo Harrison și de sub inel a reușit să egaleze. 2-2 în acest moment, aveți imagini cu Dragan Petricevic, unul dintre cei mai titrați antrenori din România, și atacul celor din Sepsi cu un coș spectaculos înscris de numărul 15, Marshall, care a fost principala marcatoare în primele două partide, cele desfășurate la Sfântul Gheorghe. Este Denson la minge, acum pasă pentru Mandache, Butulia în afara liniei de 6-25. Pătrunde acolo Irimia și fault, încă un fault, cred că este vorba de aceeași șegop. Da, avem acum reluarea și într-adevăr faultul Șălișei Șegop, așadar două aruncări pentru Irimia. Care deja are... Să vedem și cea de-a doua aruncare a Gabriele Irimia. Da, scorul devine 4-3 în favoarea oaspetelor, care acum construiesc atacul cu omniprezenta Anne-Mari Părău. Vă veți obișnui cu acest nume pentru că este conducătorul de joc. Ajunge undeva în zona de 3 puncte mingea și de acolo un fault comis de Denson. A fost paș, Ovidiu, forțată de pressing-ul care s-a făcut la ea de către două apărătoare clujene. Minge jucată cu piciorul, acum Butulia n-a avut altă soluție. Și din nou repunere din lateral pentru formația clujană. Denson va efectua această repunere. Primește numărul 25, Harrison. Harrison pentru Butulia. Denson acolo, pătrunde Butulia. Da, un coș spectaculos și Clujul trece în avantaj. Butulia, una dintre jucătoarele pe care se bazează foarte mult Dragan Petricevic. Pentru oaspete, Părău. Acum Thompson. Thompson care caută un culoar de pătrundere, se decide să arunce mingea aceasta, nu a intrat și Denson recuperează defensiv. Denson pentru Butulia, se încearcă contraatacul, foarte bună pasa, se scoate la Mandache, din nou Denson și pătrunde acum Butulia, să vedem ce va reuși să facă, a greșit, dar iată încă o ratare a Gabrielei Irimia. Marshall pentru oaspete, caută un culoar, îl găsește, aruncă și din nou recuperare defensivă cu Butulia plecată pe contraatac. Se greșește foarte mult în cele două atacuri. Să vedem acum, pătrunde Mandache, scoate acolo pentru Irimia. Părău, 3-1 pe acest contraatac, să vedem soluția aleasă cu pas pentru Jeffrey, ratează din nou cele din Sfântul Gheorghe și mingea va fi tot în posesia echipei vizitatoare. Este corectă decizia arbitrilor, mingea a lovit-o pe Harrison și a ieșit în aur. Se produce o schimbare la Cluj, iese Irimia și intră jucătoarea cu nou, numărul 7, Natasha Dixon. Șegoc pentru Părău, acum Părău încearcă să angajeze pivotul, reușește și iată un coș al jucătoarei cu numărul 20, Șălișa Șegoc. Scorul devine 6-5 pentru Sepsi. Butulia, conducătoarea de joc a echipei clujene, pentru Dixon. Butulia din nou, se încearcă un paravan acolo, nu se reușește și Butulia pe pătrundere. Este al treilea coș marcat de Butulia, care are un prins fert excelent. Să vedem cum vor replica oaspetele. Avem acum pe Thompson pentru Jeffrey. Același angajament pe care l-am văzut, o schemă predilectă a oaspetelor pentru pivot. Acum încearcă o pătrundere reușită de data aceasta, să vedem o nouă recuperare a lui Denson. Denson, Butulia pentru adversare, o minge în aut pe care nu a putut să o recepționeze Nixon. Și Marshall va repune numărul 15 de la oaspete pentru Anne-Mari Părău. Vă reamintim și scorul, este 7-6 în acest moment pentru Cluj. Thompson pentru Sepsi, din nou pentru Anne-Mari Părău.
Părău încearcă să scoată la linia de 3 puncte, se repliază foarte bine acolo și se apără gazdele. Mai sunt 9 secunde din atac, aruncă, recuperează din nou Marshall și de data aceasta... Din nou pași. Da, iată-o are, iată-l și pe antrenorul oaspetelor, destul de agitat pentru acest început de partidă. 5 minute și 36 de secunde mai sunt din primul sfert, 7-6. Așa, ca o scurtă concluzie, Ovidiu, ambele echipe sunt presate de stresul acestei meci, de faptul că trebuie să câștige, evident, fiecare propunându-și victoria, și de aici și un început mai slab pe faza ofensivă a celor două echipe. Dixon a aruncat, Thompson a recuperat, mingea trece inevitabil pe la Părău. Să vedem dacă vor angaja din nou pivotul, până acum au jucat mai mult asta. Scoate pentru Jeffrey, nu prea au loc de aruncări de 3 puncte, se apără foarte sus echipa clujană. Acum din nou Butulia. Butulia senzațional pe contraatac, să vedem care e soluția. Se oprește Butulia, așteaptă să vină și celelalte colegi, aruncă de 3 și ratează, este un fault acolo asupra lui Brittany Benson și vor fi două aruncări libere, nu, repunere de sub panou. Sunt două schimbări de partea cealaltă, Harris și Stoienescu intră, ies numerele 20 și 15, Marshall cu 15 și Gop cu 20, așadar două schimbări în tabăra oaspetelor. Se dau lupte acolo, iată-o pe Brittany Benson reușind un coș într-un moment important și pentru prima dată echipa clujană conduce, de fapt una dintre cele două echipe conduce la diferență de 3 puncte. Stoienescu, să urmăriți numărul 26, noi ne amintim, a jucat foarte multă vreme în campionatul României și a făcut-o cu succes, o mână de 3 puncte foarte bună pentru Ancuța Stoienescu. Fault foarte bine sesizat de arbitru Rașoga și două aruncări libere pentru echipa din Sfântul Gheorghe. Amanda Thompson este acolo și va încerca transformarea lor. O reușește pe prima. 9-7, 4 minute și 31 de secunde. Să vedem ce va reuși cu a doua aruncare Thompson. O nouă recuperare de data aceasta. Mingea a fost dat în favoarea Clujului. Arbitru Grigoraș, care era la un metru jumate de fază, îl roagă pe antrenorul Zoran Micheș să nu mai protesteze. Deocamdată discuțiile sunt amicale, se întâmplă pe toate terenurile și la toate sporturile de echipă. Să vedem atacul Clujului. Da, este Butulia la minge. În continuare Butulia. Probabil că aici stă cheia jocului din punct de vedere al Clujului. Mandache. Doar de 2 puncte. 11-7, 4 minute de joc. Vă reamintesc că echipa oaspete a încheiat sezonul regulat al Ligii Naționale cu 26 de victorii și doar eșecuri. Și doar 2 eșecuri, respectiv un total de 54 de puncte. Avem în față la Cluj o echipă redutabilă. O recuperare acum din nou pentru clujence. Da, este Harrison acolo, ea va repune din lateral. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Diana Butulia, care joacă conducător de joc, are 1,76 m și 31 de ani. Este componentă a echipei naționale a Serbiei din anul 2011. Voi reveni. Acum Harrison. Aruncă Dixon și ratează. Recuperează acolo Jeffrey. Echipa oaspetă este condusă cu 4-4 puncte. Thompson acum. Thompson scoate pentru nou intrata Harris. Harris reașează jocul pentru conducătorul Părău. 9 secunde, Părău probabil va forța acolo, face și primește într-adevăr faultul. Sunt două aruncări libere pentru formația din Sfântul Gheorghe. Da, a fost fault evident. Până acum 50% procentajul aruncărilor pentru vizitatoare. Să vedem Părău ce va reuși. 11-7, 3 minute au mai rămas din primul sfert. Trei minute
minute și 14 secunde până la prima pauză. Butulia acum în aceeași poziție de conducător de joc, ea își caută cu echipierele demarcate, o găsește pe Dixon, să vedem ce se va întâmpla acolo. Și se dă forțare. Așadar, mingea va trece în posesia oaspetelor. Aveți și pe Dragan Petricevici, care pare a nu înțelege ce s-a întâmplat, dar important rămâne scorul 11-9 pentru Cluj și minutele 2:59 de secunde. Vă spuneam, Sepsi a făcut eventul în sezonul trecut, iar în 2015 a câștigat Cupa României după un turneu la Sfântul Gheorghe Părău. Acum pentru Jeffrey. Jeffrey apărată de Mandache, încearcă un culoar să găsească, până la urmă apărarea clujană respinge în prima fază, apoi Thompson din nou aruncă și înscrie, se consemnează egalitatea. 11 coș foarte frumos reușit de Thompson, Ovidiu. Atunci când jucătoarele reușesc să scape de presiunea care le marchează, ele arată un basket plăcut ochiului. În acest moment în atac Butulia, din nou pe pătrundere Butulia, o scoate Dixon acum, ratează aruncarea de 3, recuperează tot ea, pasă pentru Mandache sub panou, Dixon din nou, încearcă din nou de 3 și în sfârșit Dixon își îmbunătățește procentajul, 33% în acest moment. E o jucătoare pe care o recomandă astfel de aruncări de la distanță. Clujul conduce 14-11, încearcă din nou Părău și reușește 2 puncte. Strâns scorul, 14-13. Formidabilă jucătoare această, Anne-Marie Părău. Este impresionant să ai o asemenea jucătoare în echipă. Din nou Butulia scoate pentru Mandache. Mandache de la 6-25, ratează Mandache și nu reușește Harrison să prindă. Stoienescu a încercat să grăbească jocul. Mingea a ajuns acum la Gianesha Jeffrey, care marchează și se consemnează un lucru inedit. Conduc cu aspetele 15-14, un minut de joc din primul sfert. Harrison acum la minge, o pasă greșită a lui Harrison și Dragan Petricevici îi face semn jucătoarei sale că a greșit, neașteptând demarcarea, și este și o schimbare. Iese Butulia și intră numărul 11, este vorba despre Gabriela Irimia. Da, foarte dens jocul, meci de mare angajament. Este într-adevăr vorba aici despre titlul național și asta pentru jucătoarele clujence cel puțin este deja o realizare. Tot ce se va întâmpla de aici încolo este bonus pentru Cluj. Sepsi e obișnuit al fazelor finale. Recuperează din nou aspetele. Mingea ajunge acum la Killing pentru prima dată în joc. Este o jucătoare clujancă, această Killing, și este nepoată lui Tunde Enedi. Coș acum pentru vizitatoare, care conduc 17-14. Tunde Enedi, fost mare jucătoare a Universității Cluj din anii 80. În atac acum Dixon pentru clujence. Harrison aproape să greșească din nou. Mandache pe pătrundere, încearcă coșul și reușește. Reușește Andra Mandache. Andra Mandache, 1,85 m, 36 de ani, joacă extremă. Au ratat aruncarea de la distanță fetele de la Sfântul Gheorghe și iată final de prim sfert. Prim sfert după care echipa Sepsi Sfântul Gheorghe conduce cu 17-16. Spuneam că o să vă mai spun câte ceva despre Diana Butulia. Diana Butulia a jucat pentru Maccabi Ashdod Israel, Radivoj Korać Serbia, Lyon Franța, Cref Pola din Spania. Iată, și plus încă vreo 6-7 echipe din Europa. Iată un traseu impresionant pentru această jucătoare. Și o prestație foarte bună astăzi. Avem o grămadă de date, sperăm să vi le putem și oferi. Trecem în tabăra celor de la Ucluj, spunându-vă că această echipă are 14 titluri naționale. Can we defend somebody one against one or not? Gabi, two-time backdoor. Focus. Watch here. You go as point guard now. Listen here.
Pierre, Niki, Gabi, corner. Andra, watch here. Go with the dribble here and stay. Watch here, Brittany. Dragan Petricevic, exploziv ca de obicei, v-aș spune doar că trebuie să rețină jucătoarele lui ce a spus în concluzie, focus, deci concentrați-vă. Da, Dragan Petricevic a venit în Cluj pe 4 ianuarie 1996 la doar 27 de ani și este nota bene primul antrenor străin din istoria basketului românesc și cel care se află în fața unui lucru inedit, acela de a putea cuceri două titluri naționale la Cluj, unul cu echipa de băieți și iată acum e în finala campionatului feminin. Și cred, Ovidiu, dacă mi-amintesc bine, că el a fost primul antrenor străin care a cucerit un titlu la băieți în România. Exact. Vă spuneam că Universitatea Cluj are 14 titluri naționale, este un lucru fabulos, este probabil pe primul loc, așa și este, într-un clasament all-time al echipelor care au cucerit titlurile naționale și istoria a început chiar în 1953, atunci când s-a cucerit primul titlu. Revenim la joc cu Sfântul Andoi. Așadar, 17 la 16 în favoarea echipei Sepsi Sfântul Gheorghe și noi am intrat în sfertul al doilea. Thompson acolo la minge, aruncă Thompson și ratează, recuperează fetele de la Sfântul Gheorghe. Da, un balon foarte rapid a circulat, Killin a încercat de 3 puncte, a aruncat nepregătit, Dixon acum pentru Cluj. Dixon în continuare, aruncă, ratează din nou. Iar această jucătoare de la oaspete, Thompson, a reușit foarte, foarte multe recuperări practic defensiv. Ea a fost jucătoarea primului sfert, ea începe să fie și al sfertului al doilea. Thompson acum a trecut Jeffrey, acum conducător de joc și Clujul încearcă un contraatac care se transformă apoi într-un atac mult mai calm. Atac pozițional condus de Harrison. Primește Mandache, Andra Mandache la 36 de ani, o jucătoare deosebită. Mai mult decât atât, a fost într-o statistică a campionatului cea mai folosită jucătoare de la universitatea. Foarte multe meciuri le-a terminat cu 40 de minute pe teren. Butulia reintrodus în teren de Dragan Petricevic. Butulia încearcă pătrunderea, iată că îi fură mingea. Killin și aceasta înscrie. Greșeală mare a lui Butulia, pe care Dragan o introdusese tocmai ca să limpezească puțin jocul. Încă o greșeală a lui Butulia. Și din nou Killin, care în pofida tinereții văd că este foarte calmă și organizată. Mingea ajunge din nou la Jeffrey pentru o pătrundere, apoi Butulia recuperează și e o fază de contraatac veritabil. Să nu uităm că Tunde Killin și-a făcut ucenicia aici, în această sală, și că ea s-a transferat de aici la Sfântul Gheorghe. Sigur, mai sunt și alte jucătoare, Andreea Lazar și Andreea Huțanu, care se află și ele în teren, pe rând, desigur, și care au fost colege cu Tunde Killin. Da, trei clujence în lotul celor de la Sfântul Gheorghe. Acum Andra Mandache. Așa este. Da, formidabil, Harrison. O acțiune personală și în situația în care nu se mai putea baza pe nimeni a reușit aruncarea cu care am scris. Vă reamintim și scorul din când în când, pentru că poate îl vedeți mai rar, este 19 la 18 pentru oaspete, care înscriu acum un coș cu fault. Iată, aveți și reluarea, coș și fault, așadar două puncte, 21 la 18 plus o aruncare. Aruncare suplimentară, așa cum spunea Ovidiu. Este Harris cea care marchează și sunt 4 puncte, cel mai mare ecart consemnat de la începutul partidei. Mai sunt 7 minute, 28 de secunde, 22 la 18 pentru oaspete. Harrison. Am greșit eu, era Denson. Butulia.
sprijinită de Mandache, încearcă Andra Mandache și ratează. Foarte, foarte multe ratări. Din punctul acesta de vedere, meciul este unul slab. Jeffrey, acum aruncare care mingea iese din inel și din nou acolo Tanisha Harrison faultată. Și pentru că tot vorbeam despre excluzent, ce o văd acum pe Cuțanu, pregătit duse să intre în teren pentru Aspete. Cuțanu numărul 51 înlocuiește pe Amanda Thompson, pe care o vedeți acum. Pare ușor obosit Amanda Thompson, din câte vedem noi de aici, de la locul de comentariu. Tanisha Harrison pentru Irimia. Butulia încearcă demarcarea, Butulia în continuare, Dixon, Butulia împinsă, Dixon, o foarte bună apărătoare tune de Killing și timp de atac expirat. Așa este, 4 puncte în continuare, 22-18, 6:28 până la pauza mare. Dumneavoastră aveți imagini cu echipa repliată a Clujului, iar acum cu Killing care conduce atacul oaspetelor. Cuțanu, Jeffrey, Jeffrey scoate pentru Ancuța Stoienescu de 3 puncte și e acolo Mandache cu recuperarea defensivă. Se face schimbarea la loc cu Părău și iese Killing. Așadar, din nou, Anne-Marie Părău, responsabilă cu atacurile oaspetelor. Harrison acum în poziție de conducător de joc, Butulia în poziție de extremă, apare Mandache, Harrison din nou. Se pare că acesta este un comandament la care răspund clujencele cu aruncările de 3 puncte de care n-au uzat la început. Începutul partidei ne-a arătat-o mai mult pe Butulia cu pătrunderi. Acum Huțanu se pregătește să repună mingea în joc. Sunt aceleași 4 puncte pentru oaspete, 5 minute și jumătate până la finalul sfertului al doilea. Ancuța Stoienescu, o jucătoare cu o carieră prodigioasă, Cuțanu, acum Jeffrey pentru Părău. Mai sunt 10 secunde, probabil se va iniția o concluzie a acestui atac și concluzia e cu Stoienescu, 3 puncte, 25-18. Moment în care Dragan Petricevici oprește jocul și cere time-out. Să vedem ce le spune. Îi așteptăm pe colegii noștri să ajungă acolo, o să vedem dacă reușesc. Camera de jos este la distanță mare. Până atunci să vă mai spunem despre Ucluj că 3 oameni au marcat destinul echipei feminine, Vasile Geleriu, Nicolae Martin și Horia Pop. Să nu-l uităm, Ovidiu, pe Alexandru Șerban în anii 50. Să-l auzim pe Dragă. Let's go with Chucky next time offense. So you give the ball and you come here and just split here to get the ball on Victor. Okay? So Hutsi, you are looking for Chucky in this position. Hey, and please, situations when we have a 5, when we feed the post, Kai, look this situation, so when we give the ball, we will go with Anne on the dribble. You give the ball, we will go with the away screen. We will away screen. Jucătoarelor cu cele mai multe titluri, vorbim din nou despre Ucluj. Pe primul loc ar fi Virginia Popa cu 11 titluri, pe locul 2 Aurora Dragoș cu 10, apoi Gabriela Kishbadiu cu 9, Ildi Comanases cu 9, Delia Dragoste cu 8, eu nu o să mai spun decât numele lor, Tinde Enyedi, Daniela Moroșan, Simona Morar Mușat, Georgiana Geleriu, Paula Miseilă, Carmen Costanașiu cu care ne-am întâlnit azi, Anca Șerbănoiu, Magdalena Jerebie, Svetlana Simion și Ioana Cocârlan. Toate jucătoare de legendă aici în Cluj, toate cu performanțe extraordinare. Să nu uităm faptul că Magdalena Pal-Jerebie pentru 2 ani consecutiv a făcut parte din selecționata Europei la vremea respectivă. Revenind la jocul, 25-18 pentru oaspete, dar Clujul e în atac. Denson pasează pentru Irimia, Butuia, să vedem ce face. 3 puncte pentru Butuia. Da, sunt 4 acum doar pentru echipa vizitatoare, 25-21, 5 minute 20, atacul le aparține oaspetelor. Cuțanu cu angajament pe pivot.
27-21, exact 5 minute până la pauza mare cu Clujul în atac. Este Mandache la minge, Mandache foarte prezent în tot ce se întâmplă în teren. Este fault acolo, greșeală personală, să vedem cine. Este numărul 51. Andreea Huțanu a intrat de puțină vreme, dar are deja două. Și schimbare la Cluj, a ieșit Harrison și a intrat Dixon înapoi în teren. Să vedem ce va reuși Mandache, Andra Mandache, cu cele două aruncări de care dispune. Andra Mandache, 1,85 m, extremă, 36 de ani. Cu 15 puncte marcate în prima întâlnire, de care vă spuneam că Ucluj a câștigat-o pe teren străin, și apoi în cea de-a doua partidă a marcat 6 puncte. Tot Clujul rămâne în atac și tot Mandache. Cu un coș spectaculos. Da, s-au făcut doar 3 puncte, 4 minute 39 de secunde. Părău pentru oaspete, cu angajamentul clasic de la începutul partidei pentru pivot și cu acea recuperare clasică a clujencelor. 3 puncte așadar, 27-24 pentru vizitatoare. Așadar, Brittany Benson, care greșește și scapă mingea în terenul ei. Așadar, arbitrii hotărăsc că mingea trece la cealaltă echipă, respectiv la Sepsi Sfântul Gheorghe. De unde Ancuța Stoienescu va repune pentru Părău. Este o schemă pe care cu siguranță fetele de la Sfântul Gheorghe au pregătit-o. Am văzut semnele lui Părău pentru Stoienescu de 3. Mingea se răsucește în aer și Șăgog înscrie pentru oaspete, sunt 5 este puncte cea mai înaltă jucătoare de pe teren, Șegov, nu? Da, are 1,96 m, 27 de ani. Greșesc foarte mult fetele lui Dragan Petricevici și la transmiterea balonului. De aruncări nu mai vorbim. Iată în atac acum pe Anemarie Parău, cu o pasă la Ancuța Stoienescu. Thompson faultată de numărul 7, Natasha Dixon. Și două aruncări libere pentru formația din Sfântul Gheorghe. Beneficiază de aceste aruncări jucătoarea cu numărul 3, Thompson. Amanda Thompson, 1,78 m, 29 de ani, o jucătoare plurivalentă, poate juca pe posturi de extremă mică sau extremă de forță. E o jucătoare cu caracteristici speciale, o jucătoare pe care se poate baza echipa din Sfântul Gheorghe de fiecare dată, de data aceasta aruncată. După aceste aruncări o să avem un time-out cerut de antrenorul principal al echipei din Sfântul Gheorghe, Zoran Micheș. Este 30-24, 3 minute 39 de secunde au mai rămas din sfertul al doilea, Butulia. Echipa din Sfântul Gheorghe superioară până în acest moment cu jencelor. Să vedem ce se va întâmpla în continuare. Dixon acum la minge și două aruncări libere. Două aruncări libere. Șălișa Șăgog a faultat. Este la a doua greșeală personală, și arată tabela electronică, pentru că e schimbată, da. Și reintră Marshall, numărul 15 la Sfântul Gheorghe. Este nevoie de ea mai târziu pe durata partidei, o jucătoare decisivă. Ratează din nou Brittany Benson. Un public însă puiu entuziasmat. O să vorbim despre atmosferă, pentru că chiar merită. Sunt cele două galerii față în față. Sigur, galeria clujană superioară ca număr, dar atmosfera este civilizată. Părău, care scoate pentru Ancuța Stoienescu. Vedeți aruncarea aceea cu mingea răsucindu-se mult în aer. Fault dictat împotriva Ancuței Stoienescu, care a încercat să recupereze mingea revenită din inel. Bine, Ancuța nu este de acord, sigur că da. Avem niște imagini superbe, stimați telespectatori. Ați văzut publicul de aici din sală. Îl vedem acum pe Dragan Petricevici, care o ceartă pe Irimia. Nu vreau să fiu în pielea lor când va intra Dragan în vestiar.
Tache. Cea mai constantă jucătoare, adică nu putem spune nici cea mai bună, nici cea mai în formă, dar cea mai constantă putem spune în aceste două reprize. Da, și pe tot parcursul campionatului, o jucătoare extraordinară. Nu vorbim aici despre vârste, vorbim despre o jucătoare care s-a consacrat pe plan internațional și care a ajutat pe tot parcursul campionatului decisiv echipa crujană. Iată-o pe Părău. Scoate la 3 puncte, nu, se angajează pivotul și incredibil de acolo mingea a ieșit. Recuperează Natasha Dixon, care merge pe contraatac, dar este singura a venit acum Mandache. O pasă foarte bună spre Harrison și cred că este coș cu faul. Am greșit, n-a fost Harrison, a fost Benson. Timeout în acest moment, s-a supărat foarte tare antrenorul echipei din Sfântul Gheorghe. Și aveți imagini cu un public extraordinar. E probabil cea mai mare asistență la echipa Universității Cluj pe parcursul acestui campionat. Aș vrea să, imaginile vorbesc. Dacă mă lași să spun ceva, iartă-mă că te-am întrerupt. Ca să fie prezentă aici această galerie care avea programat să fie cu echipa de fotbal la etapă de campionat, echipa de fotbal a cerut amânarea etapei ca să permită suporterilor să încurajeze fetele. Să-l auzim acum. They want to cut completely our guards. Our guards can be helpless. Our guards must make football. Acesta este antrenorul Bosquian. Din Sfântul Gheorghe. Și din nou imaginile cu galeria despre care vă vorbea Ionel Banu, entuziasmantă atmosferă, o atmosferă, îndrăznesc să spun, care aduce cu marile meciuri pe care noi le-am văzut aici la echipa, cu echipa feminină protagonistă, pentru că la băieți a devenit deja obișnuință prezența. Acelui nemai întâlnit antrenor Nicolae Martin, plecat deja de ani bun dintre noi. 2 minute și 49 de secunde au mai rămas din acest sfert secund. 30-29 este scorul pentru ACS Sepsi Sfântul Gheorghe, iar Tencent va avea posibilitatea să readucă echipa clujană în avantaj. Brittany Denson, 1,90 m, 29 de ani, pivot. Este 30-30 în acest moment, 2 minute și 43 de secunde până la pauza mare. Ancuța Stoenescu, care stă de minute bune pe teren. Ancuța Stoenescu pentru Părău, cu un ochi la ceas, 10 secunde din atac, chiar 6 acum. Părău știe asta, aruncă, tot la ea ajunge mingea. Și să vedem decizia arbitrului Șerban Rașoga. Numărul 8 a faultat, să vedem cine este, Bianca Voica. Bianca Voica, extremă, 1,70 m, 26 de ani. Atacă echipa din Sfântul Gheorghe, din nou incredibil, mingea refuză să intre, să vedem această aruncare de 3 puncte impecabil este executată. Este numărul 15, cea care a marcat Marshall, 75-24 de ani, extrema celor de la Sfântul Gheorghe, care conduc cu 3 puncte. Așadar, prima echipă care a început să-și revină în privința aruncărilor la coș este echipa din Sfântul Gheorghe. O echipă care, iată, are 3 puncte de avans în acest moment, când mai sunt mai puțin de 2 minute. Și încă un coș reușit. Aceeași Marshall, angajată foarte bine în spațiul de 3 secunde de Părău și se fac 5 puncte pentru echipa vizitatoare. 1 minut și 40 de secunde. O să privim spre colegul nostru care de data aceasta merge cu microfonul spre echipa vizitatoare. O să-l avem probabil acum pe antrenorul oaspetelor. O să-l rog pe... Mandake with him. This screen and she cut from the... Press the ball. Press the ball, no easy pass to her. Time will defend this screen here, go with her.
Probably they will continue with the pick if she receives the ball here. Okay, try to deny. Chucky Anka, stay like in this position when she's setting the screen. Try to deny this for pass break. Pentru ca să epuizăm poate recursul la memorie, dar cine știe, pentru că date mai avem destule. În anul 1986, pentru Cluj rămâne un an istoric, victoriile împotriva celor de la Levski, Partizan și mai ales cu victoria senzațională 76-72 cu Primigi Vicența, câștigătoare pe atunci de 5 ori a Cupei Campionilor Europei. Atunci când mătușa actualei, Tunde Kilim din echipa din Sfântul Gheorghe, Tunde Enedi, a făcut un meci absolut senzațional. Așa este, așadar, 35-30, 1 minut și 40 de secunde până la pauza mare, Clujul în atac. Butulia acolo, talonat îndeaproape de Ancuța Stoienescu, Butulia în continuare, este Bianca Voica, Mandache, apare din nou Butulia, o pasă bună pentru Denson și ratează incredibil Brittany Denson, care cred că a comis și fault ofensiv acolo, o să vedem. Nu? Ba da. Ba da. A doua greșeală personală. Este destul de calm Dragan Petricevici. Echipa clujană se ține bine. Avem totuși în față o formație redutabilă, cea din Sfântul Gheorghe, prezent aici în sala sporturilor din Cluj. Vreau să-l rog pe regizorul Răzvan Bădescu, când are posibilitatea, să ne arate și galeria celor de la Sfântul Gheorghe. Mi se spune că a fost, mulțumesc Răzvan. Thompson cu punct, 36-30. Și din nou Universitatea în atac. Butuia la minge, alergă foarte mult, dar până acum, cu toate că a avut câteva acțiuni bune, personale, ca și aceasta, totuși nu ne-a convins în ceea ce privește jocul pe care ar trebui din când în când să-l ia pe cont propriu, ca în faza pe care ați urmărit-o mai înainte. Thompson, Părău, cu mult curaj aruncă Marshall. E bine pentru Cluj acest lucru de data aceasta, din nou în atac. Trebuie să spunem că de la așa distanță, eventual Tyler Morris, dacă... Și la finalul jocului. Da. Recuperează Părău, care și trece în atac foarte rapid. Da, a fost o minge care a circulat extrem de rapid, cu coș pentru oaspete care se desprind la 6 puncte. 20 de secunde, 6 puncte avans pentru echipa Sepsi Sfântul Gheorghe. Butuia la minge încearcă să mai forțeze puțin, să recupereze 2 puncte și este un fault acolo. Coș cu fault, indică arbitru Rașoga. Te ascultă, Butuia. Și să vedem dacă va reuși să înscrie și aruncarea suplimentară. Și atunci vor fi doar 3 puncte la pauză în favoarea fetelor de la Sfântul Gheorghe, care, dacă mă întrebați pe mine, au fost superioare în cele două mini-reprize. Vedem această aruncare suplimentară, dar înainte cred că s-a cerut un time-out. Nu știu dacă rămânem cu antrenorii sau mai derulăm din această statistică pe care o avem. Hai să dăm și oaspetelor meritele incontestabile pe care le au. Sepsi a făcut eventul în anul trecut. În 2015 a câștigat Cupa României după un turneu final organizat chiar pe teren propriu. Clubul a fost fondat în 2012 pe baza vechii echipe a liceului Mikeș Kelemen, care activează în Liga Națională. La acea echipă a jucat între 2009 și 2011 și clujanca Bianca Vescan. Actuala echipă este antrenată de bosniacul Zoran Mikeș, cel care a venit la echipă în iarna lui 2013. Trebuie să spun, Ovidiu, că de câțiva ani buni se întâmplă lucruri foarte frumoase în sport la Sfântul Gheorghe și iată așa echipa de basket ajunge să se bată pentru titlul de campioană națională și în același timp echipa de fotbal să încerce promovarea în prima ligă. Da, îi mulțumim lui Paul Olar, colegul nostru de la TVR, pentru aceste date. Una e foarte interesantă, Mikeș e căsătorit cu Dragoslava, a fost o jucătoare de Euroligă, care, deși s-a retras din activitate acum 10 ani, se pregătește adesea alături de basketbalistele de la Sepsi. A fost trecută chiar pe foaia de joc în unele meciuri din actualul sezon și a prins chiar 4 minute în partida cu Sirius Târgu Mureș. În paralel, ea se ocupă de copiii care fac basket la Sfântul Gheorghe. Îi mulțumim încă o dată lui Paul pentru aceste informații.
A reușit Butuia să înscrie și punctul suplimentar. 38-35, 6 secunde. Nu știu dacă va mai fi posibil încă un atac. Doar faul. Este și faul. A greșit Teodora Neagu, introdusă în teren. O jucătoare de doar 20 de ani, lipsită de experiență. Și iată două aruncări libere pentru echipa din Sfântul Gheorghe. Prima marcată, se fac 4 puncte, 39-35. Iar Marshall, iar Jeffrey a marcat 40-35, doar o 2 secunde. Eu zic că e un scor. Ia să vedem pe Andache. Andra Mandache a încercat de la mare distanță. Așadar, stimați telespectatori, la pauză, Sepsi Sfântul Gheorghe conduce cu 40-35 în cea de-a treia partidă a finalei Campionatului Național de Basket Feminin. Pe durata pauzei noi dăm legătura în studio și revenim îndată ce echipele ajung înapoi pe teren. Așadar, stimați telespectatori, la pauza mare, Universitatea Cluj-Sepsi, Sfântul Gheorghe, 35-40. Noi suntem în așteptarea reluării jocului aici, în sala sportului Horia Demian, și pentru că a sosit statistica de la masa oficială, ea ne confirmă statistica că Andra Mandache a fost una dintre jucătoarele bune de pe teren astăzi. M-am gândit să vă ofer două sau trei fraze legate de activitatea ei. Ea are 1,85 m, 36 de ani și joacă extremă. Este una dintre cele mai experimentate jucătoare române de basket. 4 titluri de campioană națională cucerite cu ICIM Arad și un titlu câștigat cu CSM Târgoviște, deci în total 5 titluri. Și Andra a jucat, scrie aici, timp de 10 ani în Italia, după care s-a transferat la Universitatea Cluj. Este un parcurs, Ovidiu, foarte, foarte echilibrat și foarte frumos. În primul rând, achizițiile au fost făcute toate foarte cu cap pentru echipa clujană. Poate nu o să mai avem timp să vorbim despre asta, dar prezența masivă a publicului seamănă cu o reîntoarcere a feței spre basketul feminin clujan. Și despre asta, pe scurt, se poate spune că oamenii, l-am avut pe Dragan Petricevici, cei din conducerea clubului au făcut lucruri deștepte. Eu să sintetizez spunând doar că au făcut rost de bani puțini, dar de la mulți. Asta înseamnă deja o chestie care seamănă cu spirit comunitar și, așa cum spunea Andra Mandache, s-o aduci la Cluj, a fost o adevărată realizare. Iar și americancele care au trecut, s-au rulat pe aici, dar cele care au rămas sunt jucătoarele care au confirmat. A mai fost o realizare foarte importantă din punct de vedere al jocului de basket, aducerea lui Dragan Petricevici pe banca tehnică. Și Milan Medveci, sărit un pic din viteza. O să mare jucător al echipei clujene masculine, evident. Sigur că mai avem foarte puțin, dar totuși Ovidiu poate să vă mai dea câteva detalii de statistică. Tu ai surprins cu ochiul doar ceea ce văd eu din statistică, faptul că Mandache, chiar dacă n-a fost principala marcatoare, a înscris 9 puncte. Butulia însă este principala marcatoare din tabăra gazdelor cu 12 puncte. De partea cealaltă o avem pe Marshall cu 9 puncte, urmată de Jeffrey și de Chego cu câte 6, iar această Marshall este marcatoarea numărul 1 a echipei în fiecare meci. Deci ce spunem noi pe parcursul transmisiei din primele două sferturi? Că ambele echipe au ratat foarte mult și nu au reușit să finalizeze acțiuni care într-un joc de basket puteau să pară simple oricum. Miza însă este imensă. Aici trebuie să ajungem. E finala campionatului național, iar așa la 35-40 ne-am înscrie într-un scor de fete. Până la urmă suntem într-o marjă de, să zicem, 75 de puncte exact pe final, ceea ce e în regulă. Da. Dar, repet, faptul că echipa Clujului este într-o asemenea postură de a juca, practic, cu titlul pe masă, eu consider că e deja o realizare. Aceasta este performanța titlul, mare. Va fi extraordinar. Și ca să încheiem cu considerațiile,
Tu știi că eu sunt un adversar al arbitrilor în general. Vreau să spun că n-am nimic de comentat în legătură cu arbitrajul. Sigur, s-au făcut câteva greșeli minuscule, minore, dar care nu au influențat în niciun fel ceea ce s-a întâmplat în teren și este un lucru foarte bun pentru că nu este nevoie să încline cineva balanța. Pentru că am remarcat-o și pe Jeffrey, să spunem că a fost declarat de la oaspete, să spunem că a fost declarată de multe ori MVP-ul etapei. Ea are 25 de ani, 1,78 m, provine din statul Colorado, a jucat și a fost draftată practic de WNBA. Acest lucru se întâmpla în 2013 când Minnesota Lynx o alegea pe poziția cu numărul 24. O jucătoare importantă. Practic, Dragan Petricevic începe al treilea sfert cu aceleași jucătoare cu care a debutat meciul. Este vorba de Butuia, de Irimia, de Harrison, de Dexon și de Mandake. Din coace le văd pe Marshall, Thompson, Shagog, Părău și Jeffrey, despre care am mai vorbit. Așadar se va relua cu repunere din lateral. Este acolo arbitru Grigoraș, care oferă mingea echipei din Sfântul Gheorghe. Atmosferă frumoasă aici în sala sporturilor Horea Demian. Nu greșim dacă spunem una din cele mai importante săli de basket din România. Acolo este la minge Harrison în acest moment. Pasă pentru Butuia. Se desprinde Mandake. Mandake caută o echipă. Vine Harrison din nou. Dixon încearcă un blocaj. Harrison pe pătrundere. Scoate la Butuia care aruncă. Calcă linia de 6-25, dar și ratează în același timp. Aruncare total nepregătită. Acum Părău pentru oaspete care trece de mijlocul terenului, este un angajament scurt. Să vedem, e o fază cam ciudată pe care o joacă acum oaspetele, pentru că par derutate, mai sunt doar 5 secunde. Noroc pentru ele, nu, pentru Cluj, pentru că s-a dat fault ofensiv. Exact, un fault ofensiv acolo. Dragan Petricevic în continuare în picioare pe marginea terenului. Dar mi s-a părut mai cald decât obicei. Da, dar caută soluții, se vede pe el, caută soluții non-stop. Sigur că la soluțiile care le propune el trebuie să mă așeze și fetele. Mandake pentru Harrison. Mandake din nou. Mandake care n-a ieșit din teren. Da, deci n-a ieșit nicio secundă. Da, dacă nu era faultul acela pe final de sfert 2, erau și mai aproape clujencele. Acum recuperează oaspetele cu Marshall. S-a apărat Irimia, dar cu fault. A fost fault comis de Irimia, Gabriela Irimia, 1,77 m, 27 de ani extreme la Universitatea Cluj. Și repunere din lateral pentru formația din Sfântul Gheorghe. Da, avem acum din nou pe pătrundere și recuperare Shagog, care ratează, dar tot ea recuperează, o fază în care apărarea Cujana a avut momente de derută. Noroc cu timpul care curge rapid, trebuie să arunce pe rău, o face, recuperează din nou Sfântul Gheorghe și de data aceasta înscrie. S-a făcut 42-35 pentru echipa vizitată. 7 puncte în acest moment în favoarea echipei secției Sfântul Gheorghe, în atac Lujencele, numărul 32, Denson acolo pentru Mandake, apoi Harrison. Butuia nu se poate demarca, este a nemari pe rău la ea. Și un contraatac acum, simplu de finalizat. Da, s-au făcut 9 puncte, este pentru prima dată când asistăm la un asemenea ecart. Îl urmărim pe colegul nostru de la Sunet, care merge spre banca lui Banca Universității Cluj, așadar urmează să-l ascultăm cel mai probabil pe Dragan Petricevic, să vedem ce soluții găsește la acest minus 9. We must move faster, girls. We lose too many time for first or second pass. That's why we have to rush a little bit
next move. Hey! Haide, come on, nothing happened. We need box out. We need box out every missed shot. Okay? In inbounds, but we have our set for inbounds. Why you try again to create something which is not even one of the two sets? Let's go! Da, să vedem cât de important a fost acesta. Every miss shot. Uite, avem un steag superb aici, desfășurat de Galeria Universității. Astăzi venit în număr impresionant, iar acum galeria... Îi avem și pe cei de la Sfântul Gheorghe, care s-au deplasat și într-un număr destul de mare aici, în sala sportului Horea Demian. Este frumos, atmosferă de basket, într-adevăr. Se reia jocul de la acest 44-35. Sunt 8 minute de joc rămase din sfertul 3. În atac, Clujencele este acolo, a fost Denson acum, Irimia, Harrison și este faultată Tanisha Harrison, 1,82 m, 27 de ani, joacă fundaș. Un fundaș cu o înălțime deja apreciabilă pentru fete, nu? Și Harrison, principală marcatoare mai de fiecare dată pentru Clujence, 18 puncte în meciul 2, 17 în primul meci și chiar astăzi? Și acum. Astăzi are... Mai bine nu-ți spun. Denson, Harrison, Denson în continuare, nu are soluții, vine Mandache. Ratează Mandache și minge scăpată în aut de jucătoarea Marshall a fost, da. Din Sfântul Gheorghe. Marshall, o jucătoare de 24 de ani, extremă, dar mingea acum este în posesia gazdelor. Butuia pe extremă, încearcă să pătrundă. De data asta reușește Butuia, dar nu cred că sunt soluțiile cele mai bune. Probabil că asta îi reproșează mereu Dragan, că nu găsește soluțiile clare. Să vedem ce face Părău de partea cealaltă, cum conduce ea jocul oaspetelor. Probabil va reprimi, dar nu e foarte abilă acolo Butuia. I-a scos mingea practic din mână. A fost și un fault acolo, dar dacă arbitrii au considerat că jocul poate să meargă, este în regulă. O pasă excepțională al Diana Butuia. Și va urma o schimbare, se pregătește Dixon, Natasha Dixon, să vedem cine iese. Iese Gabriela Irimia, numărul 11, intră Dixon, numărul 7, Natasha Dixon, fundaș. S-a ratat aruncarea suplimentară, sunt 5 puncte avans în acest moment pentru echipa din Sfântul Gheorghe. Care se află în atac, scuze. Da, se află în atac, dar vreau să spun că pare mai liniștită în joc decât echipa clujană. Da, de partea celor din Sfântul Gheorghe, cu siguranță contează experiența. Dar până acum Clujul suplinește bine acest handicap. Butulia. Din echipa clujană, Butulia a fost jucătoarea cu cele mai multe recuperări defensive, cu toate că nu recomandă întâlnirea, înălțimea. Și a fost un fault acolo, bănuiesc, să vedem ce arată arbitru Alin Faur. Numărul 25 a faultat, respectiv este vorba de Tanisha Harrison și sunt două aruncări libere. Aici o mică problemă, Harrison are 3 greșeli personale, e o jucătoare pe care Dragan se bazează, nu cred că a digerat ușor acest fault. Acum Marshall cu prima aruncare. Partea cealaltă, da, am văzut cu Șegoc cu 4 greșeli personale. Vedem acest atac al oaspetelor încheiat cu coș. Din nou, Marshall începe să fie omniprezentă în joc și se fac 8 puncte din nou pentru oaspete. Aruncă de 3 Harrison și ratează. Parcă nepregătit și asta e și semnul lui Dragan. Îi făcea semn să vă așeze, să pregătească. Sunt 8 puncte în acest moment, în avans a aruncat
Stoienescu este probabil introdusă tocmai pentru acuratețea cu care aruncă de 3. Să vedem aceasta. Asta vreau să spun că Ancuța Stoienescu, care a ratat aruncarea, a și recuperat. Iar acum decizia. Marșal a fost paș, un paș de manual fluierat acolo de Grigoraș. Scuzați expresia, un paș. Da. Nemaia și pe noi, Vali. Iată pe Dragat consultându-se cu Medal Medveci. Natasha Dixon va repune din lateral, jucătoarea cu numărul 7 în echipa Universității Cluj. A apărut Harrison acolo, a primit. Harrison trece centrul terenului, o găsește pe Butuia. Apare Mandache, foarte aspru marcajul făcut de fetele din Sfântul Gheorghe. Pătrunde Harrison, scoate la Mandache, dar este blocată imediat Andra Mandache. Harrison secunde. Acum ratează aruncarea și din nou echipa din Sfântul Gheorghe în atac. Marșal acum o să o găsească într-adevăr pe... Aceasta este Marșal, îmi cer scuze, care este faultată pe aruncare. Din nou două aruncări, presupun și sunt sigur că așa va fi. Două aruncări în favoarea echipei din Sfântul Gheorghe. De la 8 puncte s-ar putea face un maxim istoric al partidei. Probabil că echipa din Cluj va trebui să găsească resurse nebănuite pentru a reechilibra meciul. Ai observat bine, nu sunt culoare de pătrundere spre panoul advers. Se apără foarte bine din acest sfert 3 oaspete. Da. O apărare mult mai agresivă și mai la obiect, dacă putem spune așa. A ratat o aruncare jucătoarea din Sfântul Gheorghe. 48-39, 4 minute și 45 de secunde până la ultima pauză a meciului. În atac fetele lui Dragan Petricevic, Dixon acolo va încerca iarăși o soluție. Mai sunt, atenție, doar 4 secunde din acest atac. Există un mic conflict între cineva de pe banca echipei din Sfântul Gheorghe și arbitrii. Sigur, a fost foarte rapidă faza și nu pot să spun exact din trebuie cine să a ieșit. Da. A aruncat Butuia și a ratat. Și a recuperat această Marșal pe care o remarcăm deja. Ancuța Stoienescu, iată cum știu ei să țină, ele să țină mingea mai mult, acoperită și de acest 9 puncte cu plus în dreptul lor, dar vezi, puiul își țin atacurile până spre sfârșit. Le duc până la finalul timpului, da, așa este. Uite, 3 secunde, 2 secunde, acum aruncă, ratează, dar asta a fost, au trecut 24 de secunde, nu? Da, mai rămân aproximativ 4 minute din sfertul al treilea. 9 puncte avans pentru aspect. Eu sunt încântat de atmosfera din sala sporturilor. Practic, și de o parte și de alta, am vrut să spun. Dar și nota bene, clujenii au înțeles importanța unei finale, să umpli o sala sporturilor. E un semn de considerație pentru echipă, care și-a autodepășit, continui să cred. Și Dancuța Stoienescu. Butulia. Încearcă Butulia să se ducă pe coș și un faul comis asupra lui Brittany Denson, pivotul echipei clujene, 29 de ani, 1,90 m. Intră prima aruncare a pivotului clujan, Brittany Denson. Intră și a doua. Dragan le indică o schemă pe care numai ei o înțeleg, noi de aici nu. Dar oricum este... Atacul oaspetelor cu Părău, numărul 21. A fost o încercare de aruncare de 3 la care se renunță și probabil, iată, se angajează. Acum va fi aruncarea de 3 al lui Marșal. Recuperare. A fost acolo un... Greșeală personală, Butuia.
Da, fault. Este a doua greșeală personală pentru jucătoarea din Serbia. Și apropo de Serbia, să spunem că avem doi antrenori din Bosnia pe cele două bănci. Exact, un lucru puțin obișnuit. Acum Anne-Marie Părău oscilează între a pasa decisiv sau a arunca, a încercat să paseze decisiv cu panoul, văzând că e ultima secundă de atac. Oricum se pare că e o acțiune predilectă, aceea de a ține mingea până la final. Da, deja este o tactică, da. Este o tactică, din punctul lor de vedere, foarte bună. Și reușește să țină, știi? Aici e Mandache acum pentru Universitatea Cluj, Harrison. Butuia pentru Dixon. Pentru Denson. A fost faultul lui Harris, îl văd pe Grigoraș arătând numărul 12, între timp Harris a intrat în tabăra oaspetelor, dumneavoastră ați văzut-o pe Marshall trecând prin fața arbitrului și două aruncări pentru Denson. Brittany Denson reușește să înscrie prima aruncare, să vedem ce se va întâmpla în continuare. 48-42, 2 minute și 45 de secunde până la ultima pauză. Sunt 5 puncte diferență. Nu mi se pare a fi o diferență foarte mare în favoarea echipei din Sfântul Gheorghe, dar lucrurile vor evolua în continuare, așa cum o să vedem. Părău, probabil va scoate în extremă, renunță la această idee, lasă pentru Jeffrey. Jeffrey vă vede pe angajament acolo în spațiul de 3 secunde pe Marshall, dar până la urmă rămân 6 secunde din acest atac. Să vedem cum vor gestiona această fază. Va trebui să arunce una dintre jucătoare. O face Părău, da? Și înscrie. Senzațional coșul reușit de Anne-Marie Părău. O jucătoare excepțională. 51-43, 2 minute până la capătul celui de-al treilea sfert. Denson pentru Mandache. Încearcă Mandache pe pătrundere. Aruncă, dar nepregătit, total nepregătit aruncarea și contraatac acum al echipei din Sfântul Gheorghe. Marshall, care a jucat excelent în acest sfert 3, nu i-a intrat aruncarea, ar fi vrut aruncare plus faul. Da. 8 puncte. Mingea a fost clujană de data aceasta. Da, s-a ajuns în situația aceea specială cu câte 5 faulturi de echipă. Da. De acum fragmentările vor fi mai dese, poate că mai putem noi să mai oferim date suplimentare. 1 minut și 58 de secunde până la ultima pauză. Echipele se află în situație de penalitate la fiecare fault. Marshall își vede de treabă, înscrie din nou. 53-43, probabil este un maxim istoric acest ecart de 10 puncte. Este în atac echipa clujană. Într-adevăr, Ovidiu, ecartul de 10 puncte n-a mai fost atins. Iată o pasă greșită, dar recuperează și trece cu mingea în terenul ei Harrison. Nu se putea opri, nu avea niciun control, deci o greșeală. Marshall, pentru Părău. Thompson, Jeffrey. Faultată de Harrison. Harrison cred că are 4. Asta nu-i place deloc lui Petricevic. Da, 4 greșeli personale în dreptul lui Harrison, numărul 25 în formația clujană, și acum urmează ședința lui Dragan. Deși Dragan, repet, după cum îl știm, azi a fost mai calm și probabil va încerca să inventeze ceva pentru sfertul 4. Părău, imperturbabilă, dacă am scris de 3 puncte, o face acum și din aruncările libere. Prima marcată și a doua ratată. 54-43. Într-un ultim sfert, Ovidiu, în care trebuie să inventezi ceva, ai cu siguranță nevoie de o bancă de valoarea titularelor, să zic așa, care să permită să inventezi. În sfârșit, echipa clujană în atac, Butuia acolo, aruncare
pasă, tu ce ai văzut? Asta a fost o desfășurare curioasă a fazei. În prima instanță credeam că va fi fault în favoarea echipei clujene, dar mingea le revine oaspetelor, care mai au un minut și 10 secunde. Se întoarce decizia. Alin Faure explică jucătoarei din Sfântul Gheorghe ce s-a întâmplat și de ce aruncări libere pentru Brittany Denson, 32 în formația clujană. Da, și noi am văzut faul, dar noi nu ne prea pronunțăm vis-a-vis de decizii, am lăsat-o așa ambiguă. Deci este prima aruncare ratată, 54-43 și acum 44, în continuare 10 puncte în favoarea echipei din Sfântul Gheorghe, care este în atac. Prin Anne-Marie Părău. Deci face pe extremă, reprimește, se uită mereu la ceas, un conducător de joc care știe mereu ce are de făcut. O aruncare din mișcare și totuși Marshall reușește un stop shoot. În mod evident, până în acest moment, echipa din Sfântul Gheorghe a fost superioară echipei universității. Iar în sfertul 3, Marshall a fost o jucătoare importantă pentru Aspet. Butuia. Pentru Densă. Aceasta a fost o fază frumoasă, sunt 10 puncte pentru vizitatoare care probabil nu vor ceda acest balon până când vor expira cele 9 secunde. Și încă 6 secunde până la ultima pauză. Anne-Marie Părău acolo cu o pasă direct în out și probabil că repunerea în joc va conta doar... O secundă, da. Putem spune de pe acum că Sepsi va avea 10 puncte la pauză. La pauza dintre sfertul 3 și 4, așadar 56-46 pentru Sepsi. Cam puțin s-a înscris în acest sfert, da? Și dacă mi permiți foarte rapid despre Marshall, pentru că tot am vorbit despre ea, liderul echipei din punct de vedere statistic, ea are o medie de 18,2 puncte pe întâlnire, s-a născut la Washington DC, 1,75 m, joacă extremă și acolo a fost colegă la WNBA cu Jeffrey la New York Liberty. Cele două au venit oarecum la pachet la Sfântul Gheorghe, acolo unde joacă din 2014. În acest moment mi-au parvenit și statisticile, acolo unde Marshall a ajuns, iată puiul la 19 puncte marcate, într-adevăr. A fost cea mai bună jucătoare a meciului până în acest moment, fără discuție. Iar de partea cealaltă rămâne Denson. Nu, trece Denson pe primul loc din punctul acesta de vedere al punctelor marcate, 17 puncte, iar Butulia rămâne la Borna cu 14. E oarecum ciudat, de obicei la Cluj, Harrison se remarca din acest punct de vedere al punctelor marcate. Dar noi să revenim cu un sfert, 4 probabil de o densitate maximă, 10 puncte pentru oaspetă. Va încerca Universitatea Cluj să remonteze, dar să vedem dacă va reuși, pentru că echipa din Sfântul Gheorghe s-a dovedit a fi o echipă foarte bine mobilizată de antrenorul ei. Și sigur că șansele sunt oarecum minime. Butuia blochează acolo Denson. Butuia în continuare pentru Andra pentru Irimia. Denson. Harrison. Ratează Harrison aruncarea, scoate și obține un... A fost Natasha Dixon, vă rog să mă scuzați. Obține repunerea de sub panoul echipei vizitatoare. Încă o minge pentru clujence. Butuia probabil va repune, da, Butuia este acolo, liberă complet, Irimia n-a primit mingea.
Butuia din nou, Andra Mandache. 5 secunde, 4 secunde. Aruncă și ratează aruncarea Dixon. Denson. ...56-46 în continuare. Sunt 9 minute și 27 de secunde până la finalul acestei întâlniri. Pe rău pentru Thompson. Acum din nou pe rău. Primește Marshall, jucătoarea care a marcat cele mai multe puncte până în acest moment pentru Aspeta. De fapt, jucătoarea care a marcat cele mai multe puncte ale partidei. Iată o fază spectaculoasă pe ultima secundă. 58-46 pentru Aspeta. Exact ce vorbeam noi, Ovidiu, că echipa din Sfântul Gheorghe își propune să ducă fiecare atac la limita timpului de... Și iată Butulea care ratează o aruncare de la distanță. Din nou un atac formația din Sfântul Gheorghe. Anne-Marie Pareu. Da, ea conduce jocul. Vă reamintim, scorul la general este 1-1 până înainte acestei partide. Dacă astăzi va câștiga Sfântul Gheorghe, revanșa pentru Cluj poate veni doar mâine. Și da, spectacol în acest moment. Echipa din Sfântul Gheorghe a făcut o fază superbă. Fază superbă care a fost aplaudată de toată lumea prezentă aici. Va fi un timeout pe care cred că, iată, colegul nostru îl poate surprinde cu Dragan Petricevici și dumneavoastră aveți imagini superbe dintr-o tribună arhiplină, de data aceasta populată la maximum de către Cluj. Aggressivity. Come back in the game. Don't think about score. Just come back in the game. Take man to man. Play more aggressive. Am înțeles exact. Să lase scorul deoparte și să reintre în joc. Asta e problema. Dar timpul scade văzând cu ochii. 8 minute și 27 de secunde în acest moment de joc. Sunt 14 puncte diferență în favoarea formației din Sfântul Gheorghe, care își face jocul ca și până acum. Vorbim pe Harrison, care are 4, probabil că sunt zvâcnirile de final ale ei și probabil mizează Dragan pe aruncările. Irimia acum încearcă pătrunderea, greșește pasa. Irimia recuperează totuși Denson și coș. Acțiune personală reușit de Brittany Denson. 60-48, Anne-Marie Părău. Foarte bine s-a apărat acolo Andra Mandache. Din nou Andra Mandache a făcut legea și iată-o pe Butuia. Butuia care pe cale să piardă mingea. Denson acum, Butuia din nou, 16 secunde din acest atac. Butuia, pătrunde Butuia, scoate la Harrison, coș de 3 puncte în acest moment pentru echipa clujană. O să vedem dacă este doar o zvâcnire sau se încearcă într-adevăr recuperarea diferenței. Ați avut și reluarea foarte bine surprinsă de colegii noștri. Un coș important pentru Harrison. Acum echipa oaspete. Un atac, asta nu e o aruncare pregătită și foarte bine din nou Clujul. Încă o dată Butuia conduce atacul formației clujene. Este Denson acolo care încearcă să facă niște paravane pentru pătrunderea lui Butuia, care ratează pasa și cred că aici nu mai e nimic de făcut. Marshall cu 2 puncte, o pasă ușor fantezistă dată pe nu spate. Era nevoie să se piardă mingea, din punct de vedere al lui Dragan vorbesc acum. Minge naut pentru echipa clujană. Universitatea va repune de sub panou echipei Sepsi Sfântul Gheorghe. Prin, o să vedem prin cine, probabil prin Harrison.
Și până acum l-au ascultat pe Dragan, au reintrat în joc, cu excepția acelei greșeli a lui Butulia. Clujul a mai redus în 11 puncte din 14. Harrison în acest moment, să vedem ce se întâmplă, marchează Harrison. 62-53, 9 puncte diferență în favoarea formației Sepsis Sfântul Gheorghe, care este în atac. Da, atacul celor din Sfântul Gheorghe, mă uitam unde este Pareuca să conducă jocul, dar a rezolvat pe cont propriu Harris. 6 minute în acest moment până la final. Este acolo Irimia pentru Mandache. Apare Harrison și fault Harris. Jucătoare de 1,85 m, 27 de ani, joacă cu predilecție pe postul de pivot, azi a jucat mai puțin. Schimbare la Sfântul Gheorghe, reintră Huțanu și iese numărul 12. Harris, cea care a faultat. Da. Huțanu, care face parte dintr-o echipă care a jucat finala acum 14 ani pentru Cluj. În sfârșit o fază ceva mai clară pentru formația clujană. Balonul a circulat bine. Avem reluarea și marchează Brittany Danson. 5 minute și jumătate până la finalul acestui meci. Un capac bun acolo al lui Dixon. Pași a fluierat la Aurențiu Grigoraș. Cred că a fost pentru că scăpase mingea. Da. Faza a doua. Faza a doua. Să vedem ce se va întâmpla. Colegul nostru este de partea cealaltă cu microfonul, în tabăra oaspeților pe care și vedeți, cu galeria foarte bine reprezentată. Bine, pentru echipă din deplasare. Să-l ascultăm. No easy points. Hey, first offense will be 55. Please look to set the screen there in player for Chucky, okay? Don't miss this. Don't miss. If there is no pass, there is no pass. Other side is down screen. Roll, if they switch, stay down, ask the ball. Okay? After that, we'll go in five motion. I want Amanda down to receive the ball and curve. Da, așadar, da, te rog. Ultimul segment al partidei, 5 minute. 5 minute 24 de secunde, 64-55 și o să vedem ce se va întâmpla în continuare. Dragan încearcă să-și mobilizeze fetele, să vedem Butuia acolo, apoi Tanisha Harrison. Harrison cu 4, joacă în continuare, joacă și de atunci a jucat, da. A marcat 5 puncte. Dixon pentru Mandache. Mandache nu are cu cine. Vine Harrison din nou, o pasă pentru Dixon, dar un Butuia acolo, să vedem rezolvarea și coș dintr-o poziție total incomodă. Încă 7 puncte în acest moment pentru formația din Sfântul Gheorghe. Echipa vizitatoare cu Thompson. Thompson lasă pentru Jeffrey, acum Părău. Din nou Jeffrey. Jeffrey încearcă să treacă de marcajul lui Danson. Jeffrey se ambiționează tot pe acel culoar închis. Butulia a închis bine. O secundă din acest atac. Toată sala se ridică în picioare și cere formației lui Dragan Petricevici să facă tot ce poate. Recuperează Butuia, care merge acum pe contraatac. Se duce Butuia, pasă lui Dixon, pe cale să piardă mingea. Și iată Harrison și apoi Mandache, care ratează. Da, este Marshall cu mingea acum în jumătatea clujană. Marshall se întoarce. Sunt 15 secunde, publicul admirabil în sala sportilor Horia Dămea. Toată sala este în acest moment în picioare. Un fault ofensiv era de la Aurențiu Grigoraș în acest moment. Și
timp care vine formației clujene. Este o atmosferă senzațională aici în sala sporturilor Horea Timian. Vă spun, alături de Timișoara, Oradea, Târgu Mureș, Sibiu, București, o sală cu destinație sigură, basketul. Atacă echipa din Cluj. Este Harrison la minge, Dixon încearcă să desprindă, primește Dixon, încearcă pătrunderea, se oprește, Denson acum, butuia, cere mingea, Denson nu trimite mingea înspre ea, sunt încă 6 secunde, faul. Este acesta al cincelea fault al unei jucătoare importante, Șolișa Șoigov de la oaspete, 1,96 m, 27 de ani, acum realizează, este la cincea greșeală. Practic cel mai înalt jucător de pe teren, cea mai înaltă jucătoare de pe teren. Cuțanu intră în locul ei, 3 minute 44 de secunde și Dixon are acum posibilitatea să mai reducă din diferență. Reușește să înscrie Dixon, prima aruncare, 3 minute și 44 de secunde până la finalul meciului. Ratează aruncarea a doua și contraatac în acest moment. Un capac reușit admirabil de Brittany Denson. Denson, iar acum Petricevici arată spre toată sala semnul acela al descătușării de final. Cere publicului să participe la acest joc plenar. Să vedem atacul oaspetelor. Părău, Părău va pătrunde până la capăt, faultată pe drum de către Butulia. Acestui public senzațional, Ovidule, în clipa de față, nu mai poți să-i ceri nimic decât să-i oferi. Exact. A fost a cincea greșeală a lui Harrison. Da, este schimbarea, a intrat la loc Gabriela Irimia, să vedem ce se va întâmpla. Harrison, o jucătoare importantă pentru acest moment al meciului. Ați avut o imagine. Acum revenim cu atacul lui Thompson. Părău. Acum este Amanda Thompson care aruncă și faul. Este faul acolo. Asta a dorit, asta a obținut, sigur că da. Da, avem reluarea. Faultul numărul 32, Denson. A patra greșeală pentru Denson, da? Aici poate fi o mică problemă cu gestionarea acestui final dacă Dixon are 3, Denson are 4 greșeli personale din tabăra Clujului, mă rog. Oricum, acum este Amanda Thompson, 1,78 m, 29 de ani, cea care încearcă să mărească diferența. Deocamdată înscrie un punct, 65-78. Oricum, să ne amintim, au fost 14 puncte la un moment dat. Acum sunt 7 puncte, o diferență care nu e de nesurmontat în basket, mai ales. Încă o dată a reușit Mandache recuperarea pentru formația clujană. Denson faultat pe coș, cu fault explodează sala în acest moment. 60-65. 3 iată. Minute și 7 secunde, Ovidiu. Denson are aruncarea suplimentară, aveți un moment superb cu bucuria lui Denson și altul cu galeria universității și celebrul Haideu. Să vedem pe Denson ce face cu aruncarea suplimentară. 65-61. E o schimbare și dincolo. Cuțanu este o schimbare, este o schimbare în felul de a aborda ceea ce se întâmplă în teren acum din partea echipei clujene. Nu știu dacă va reuși, dar este formidabil ce vedem. Exact, 10 puncte au refăcut, au fost 14 la un moment dat. Iată, 9. Mică victorie pentru Cluj cu Dixon, care apoi pierde mingea. Butuia din nou acum pe contraatac, să vedem ce va face Butuia. Acțiune individuală și pierde și ea mingea. În atac, formația din Sfântul Gheorghe, care evident că nu mai ratează, pare a fi coș decisiv acesta. A marcat Jeffrey, 2 puncte, dar n-am înțeles-o pe Butuia, nu de data aceasta, ci faptul că de 2 ori consecutiv a încercat rezolvări destul de complicate. Îți amintești pasa pe spate, iar acum a încercat să jongleze puțin cu mingea. 6 puncte. O să avem un video timeout-ul de la Banca Clujană, pentru că acolo se
încearcă marea cu degetul. I need first there to lose the ball, then there to lose the ball. We have come back from minus 13, hey! Ok, we have time, we have time! Then we have time, we have two small fouls. Zašto nisi napravila faul? Imali smo ženu u odbrani. Acum îi spune Butulie ceva. Să înțeleagă numai ei. Dar 67 la 61 e cum spune și el. Timp destul. 2 minute 33. Iar Sara participă extraordinar. Hai să ne uităm și la greșeli, e două pentru Cluj, nici una pentru Sepsi, în sfertul, nu, patru pentru Sepsi. Hai, ăsta e un alt moment care poate fi speculat. Probabil, da, adevărat. Probabil că le-a fi spus Dragan. La acest moment, Brittany Denson are patru greșeli personale. Dixon, trei. E o problemă aici pentru Dragan. Butuia din nou. Ar fi important să nu mai piardă și altă minge, Butuia, care se duce pe pătrundere și marchează. Așa trebuie, să vorbești prin joc și Butuia reușește acest lucru. Cupris o simță. 4 puncte. 63-66. Și o aruncare, două aruncări libere pentru formația din Sfântul Gheorghe. Eu priveam tabela, priveai și tu undeva că nu-mi explic ce s-a întâmplat. Nu, repunere din lateral, am greșit eu. Da, este acolo numărul 3, Amanda Thompson, cea care va repune pentru Anne-Marie Părău. Eu l-am auzit pe antrenorul oaspetelor spun ceva cu dacă se ajunge la 5 puncte, dar n-am auzit continuarea. Să vedem ce s-ar întâmpla dacă au fost acele 5 puncte. Se aruncă de 3. Extraordinar se comportă ambele echipe într-o încercare fantastică, dar ajunge în posesie. Încă două minute din acest moment, stimați telespectatori. Tensiune maximă aici în sala sportului Horea Demian. Pancuța Stoienescu a repus mingea pentru Anne-Marie Părău, care pătrunde și intră în capacul. Exemplar. Andrei Mandache. Exemplar, calmă Mandache. Să vedem acest final extraordinar. 1 minut 55 la greșeli personale. Clujul, să spunem între ghilimele, stă mai bine pentru că are 3. Sfântul Gheorghe 4 de echipă. Sfântul Gheorghe în atac, acum cu Părău. Mă uit acum și constat, Ovidule, că jocul e destul de liber. Și s-a terminat timpul de atac. 4 puncte diferență în favoarea formației din Sfântul Gheorghe, repunere din lateral, solicită arbitru Rașoga. Da, și aici o să fie o apărare om la om pe tot terenul a oaspetelor, o situație în care Clujul n-a mai fost, să vedem cum o poate gestiona Butulia. Părău acolo încearcă să o deposedeze sau să o blocheze pe Butulia, care scapă din nou, fentează și marchează. Poate întâmpla orice, stimați telespectatori. Doar 2 puncte, 67 la 65 pentru Sfântul Gheorghe. Atribute pentru o adevărată finală de campionat național. Au fost 14 puncte pentru Sfântul Gheorghe. Le rămâne mingea, arată arbitrul Rașoga. Pare a fi o greșeală aici a arbitrului Rașoga. O să vedem reluarea dacă o avem. Și eu cred că a greșit, dar în sfârșit nu mai are rost să comentăm așa ceva. Să vedem ce se întâmplă aici. Din picior, din genunchi. Din piciorul jucătoarei din Sfântul Gheorghe. Da, a fost clar. Toată sala în picioare. Acesta este îndemnul galeriei universității. Vă repet, 67 la 65, 1 minut și 19 secunde până la finalul acestui joc. Deci, ceea ce se întâmplă în sală, stimați spectatori, este ceea ce noi aici în Cluj am mai trăit și cu alte ocazii, poate cu o intensitate puțin mai mare, dar este admirabil ce face publicul în această seară. Cu adevărat minunată atmosfera, putem vorbi de o sală plină în acest moment.
da la Horia Demian. Se rea jocul. 67-65. Mingea este în posesia Cluj. 19 secunde, Ovidule. Repune din de sub panoul propriu. Este acolo Natasha Dixon. Din nou se trece la apărare om la om. Au uitat arbitrii pe caudat. Am uitat și noi. Da, este coș în acest moment, reușit de formația din Sfântul Gheorghe. 4 puncte pentru Sfântul Gheorghe, 69-65, s-a accidentat Butulia și chiar la braț. E o problemă pentru că jucătoarei clujencei convenea desfășurarea aceasta cu pătrunderile ei pe final, dar chiar la brațul cu care aruncă s-a accidentat. Da, și trebuie schimbată, cel puțin pentru moment, ce dar moment? Nu știu când mai are timp să intre, ce să revină moment? În teren. Ce moment, a intrat jucătoarea cu numărul 8, Bianca Voica, care este la minge în această clipă și scapă mingea în aut, Bianca Voica. Da, e un aici, moment îngrozitor din punctul și de vedere al Clujului. Da, să ți se accidenteze conducătorul de joc când mai sunt, când mai rămâne un minut. Vor repune însă oaspetele. Voica a scăpat acea minge, iar acum Părău are mici probleme cu Dixon, dar trece peste atacul celor de la Sfântul Gheorghe, cu mingea ajungând la Ancuța Stănescu. Nu mai aruncă de 3, mai sunt 10 secunde, probabil le vor ține. Sigur că da, și Marshall, bine fac. Marshall, acum va arunca Stănescu, cred. A pierdut și acum momentul. Și totuși 2 puncte pentru Cluj, suntem la un ecart de 6 puncte. Mare bucurie pe banca echipei din Sfântul Gheorghe. Este probabil coșul care a decis partida. Să vedem ce reușește Mandache, care aruncă cu panoul și ratează. Și este un fault acolo, dar arbitrul Laurențiu Grigoraș nu mai complică lucrurile și dă repunere pentru formația din Sfântul Gheorghe. Noi suntem cu 35 de secunde înaintea finalului de joc, 6 puncte pentru Cluj, vor urma niște faulturi probabil pentru clujence, nici măcar. Dacă nu putem spune că am avut parte, Ovidiu, de cel mai bun meci din punct de vedere calitativ, putem spune în schimb că tot ceea ce mai presupune un meci de basket am avut. Da, și angajament, puterea asta, finalul acesta tensionat și, și punctele marcate care de fiecare dată au fost peste 60 și acum 71-65. În fiecare meci s-au marcat peste 64 de puncte. În acest moment publicul clujan intonează imnul universității. Vestita odă, bucurie. Cu toate că numai de bucurie nu poate fi vorba în acest moment. Finala continuă, mâine meciul 4 și... Se rămâne într-o fază a optimismului care face bine sportului. Și repet, dacă publicul e aici și s-a întors cu fața spre basketul feminin, o așteptare pe care am dus-o cam greu, ăsta e un lucru pozitiv. Mâine meciul 4 și dacă Clujul se impune, mâine se va juca un decisiv la Sfântul Gheorghe. Se lungește puțin time-out-ul. Noi așteptăm să se rea jocul. Semnal de la masă, fluieră arbitrii și ultimile aproape 22 de secunde până la final, 71-65. Da, și a fost faultul lui Dixon. Trebuie să recunoaștem, Ovidiu, că fetele lui Dragan Petricevici au făcut cam tot ce au putut la nivelul jocului de astăzi. Doar accidentarea lui Butulia se poate spune că a deturnat un final care ar fi fost extraordinar. Laurențiu Grigoraș, fluieră un fault. Să vedem. Da, ar fi timp pentru aruncare de 3 și să mai vedem cu emoțiile de rigoare finalul. Cine se arunce însă, poate Irimia. Au încercat cu Mandache, dar
Mingea a ajuns cu dificultate la ea și s-a dus după aceea direct în aut. Dixon sau Irimia? Un fault, da. 16 secunde rămase de joc. Rămânem în aceeași situație. Da, aici probabil 2 plus 3. Probabil e important să intre prima, da. Apoi da. Apoi e de văzut dacă va rata intenționat a doua, pentru ca să ne putem baza din punctul de vedere al Clujului pe o recuperare. Da, așa face. Da. Este. A fost o schemă jucată bine. Totul este la îndemâna unui coș de 3 puncte. Fault acolo, a făcut faultul Bianca Voica, cea care a înlocuit-o pe Diana Butulia. O pierdere însemnată pentru echipa lui Dragan Petricevici, acum pe finalul meciului, când practic își revenise. Exact. Și exact ce îi spunea Dragan, focus, e, a reușit acest lucru, dar uite că ea a ieșit din teren accidentată. Să vedem pe Marshall, ratează, dacă mai ratează una... Nu, este o jucătoare prea importantă, dar sigur este basket. Sunt 4 puncte. Acum e destul de complicat. Nu vine faultul. Iată că nu vine faultul de la oaspete. Se feresc de fault. Bianca Voica aruncă un airball acolo. S-a terminat meciul. Și meciul este gata. Victoria echipei din Sfântul Gheorghe după o partidă care sper că va încânta, cel puțin din punct de vedere al disputei, care a fost extraordinar. Îți mulțumesc și ție, mulțumesc colegilor de la TVR și felicit publicul acesta extraordinar. Mulțumim frumos. Încă o dată publicul a fost senzațional și mereu se întâmplă aici la Cluj să avem un asemenea public, cel puțin la basket, și basketul merită totul. Noi suntem Ovidiu Blac și Ionel Banu și ca de obicei vă dorim tot binele din lume.